Ziua Națională a României a devenit un sistem de referință pentru toți românii de pretutindeni. Cel puțin îmi place să cred acest lucru cu toată ființa mea. Această zi minunată și sfântă coincide în mod fericit cu unirea de la 1 decembrie 1918. Sunt mândru de înaintașii noștri, de ctitorii și corifeii neamului românesc, care, indiferent de încercările istorice, au știut să mențină steagul continuității pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Stimați telespectatori, dragi români, vă invităm să urmăriți în continuare câteva aspecte legate de manifestările organizate la Satu Mare de Ziua Națională a României.
aici invitați, se depune o jerbă de flori din partea instituției prefectul județul Satu Mare. Satu Mare. Se depune o jerbă de flori din partea Consiliului Județean Satu Mare. Satu Mare.
Desfășurăm astăzi ceremonialul organizat cu prilejul Zilei Naționale a României. Pentru ca ceremonialul să se desfășoare în condițiile cele mai bune, vă rugăm să accesați modul silențios al telefoanelor mobile. În timpul intonării imnului național, militari activi și în rezervă îmbrăcați în ținuta civilă se descoperă și duc mâna dreaptă la piept în dreptul inimii. Vă mulțumim! Sosește prefectul județului Satu Mare, domnul Tamaș Alfater, însoțit de comandantul garnizoanei Satu Mare, locotenent colonel Gheorghe Balaș. Doamnelor și domnilor, se intonează imnul național al României.
Onorată asistență, în continuare, domnul Tamaș Alfater, prefectul județului Satu Mare, va da citire mesajului Guvernului României. 1 decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna în istoria poporului român drept ziua triumfului idealului național, unitatea. Rostită pentru prima dată în Revoluția de la 1848 și reușită doar parțial în 1859, Marea Unire a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale. Voința exprimată la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia a desăvârșit în mod democratic unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu România. Marea Unire este încununarea victorioasă a voinței românilor și rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria României. O lecție despre perseverență și coeziune, care acum ne este deosebit de utilă și necesară. Pentru că, dragi români, doar printr-un efort comun vom putea depăși perioada dificilă pe care o traversăm. Știu că vom reuși să trecem împreună prin aceste greutăți și am încredere în curajul și credința românilor că unitatea rămâne una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe. Pentru mine, eroii acestui an sunt românii, care în ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 și a suferințelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul. Le mulțumesc în mod special tuturor celor care fac parte din personalul medical și au luptat în linia întâi pentru a salva vieți și pentru limitarea efectelor pandemiei. Dar să nu uităm niciodată sacrificiile înaintașilor noștri pe care îi cinstim cu luarea minte. Ne onorăm trecutul cu speranța că lecțiile istoriei reprezintă o pildă pentru fiecare dintre noi să luptăm pentru un viitor mai bun și mai prosper. Dragi români, de ziua noastră națională, pe data din 1 decembrie, la începerea ceremoniilor, vă îndemn pe toți cei care simțiți și trăiți românește să ne gândim împreună timp de un minut la eroii neamului românesc, care s-au jertfit pentru Marea Unire. Un minut în care să ne regăsim cu toții, indiferent unde suntem, indiferent de conjunctură, indiferent de opțiunile politice. Vom trece cu bine peste aceste grele încercări, la mai bine de un secol de la unirea tuturor românilor, având în suflet și în inimi reușita extraordinară a înaintașilor noștri. Prin determinare, unitate și sacrificii au oferit sens vieților atunci și viitorului nostru astăzi. La mulți ani, dragi români, trăiască România, semnează prim-ministru al României, Nicolae Ionel Ciucă. Distinși invitați, are loc oficierea serviciului religios. Slavă Sfintei și cele de oființă și de viață făcătoare și nedespărțitei tăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cerule, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul binecuvântărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La Ta slavă crezând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, scântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile noastre și cu milostivire, i-ai învrednicit a li se împlini cererile,
Așa și de acum înainte învrednicește-ne pe toți a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toate rea o întâmplare, dăruindu-ne tuturor sănătate, pace, înțelegere și liniște sufletească. Dă, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul, revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul pădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă armatei țării noastre, bărbăția și vitejia acea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru demnitatea și apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne pe noi, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și milostivirile tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele tău, și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să scântăm ție, celui fără început al tău Părinte și prea Sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, prea sfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților preacuvioși de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Distinși reprezentanți ai autorităților publice județene și locale, în continuare, domnul Tamaș Alfater, prefectul județului Satu Mare, va rosti o locuțiune privind semnificația momentului. România, astăzi 1 decembrie 2021, cu recunoștință rememorează curajul și viziunea celor care au făcut posibilă împlinirea unui ideal de secole, unitatea națională. Parcursul istoric și economic al ultimilor 100 de ani a dus România în Liga Statelor Dezvoltate, partea celei mai importante uniuni politice și economice, Uniunea Europeană, dar și membru al celei mai importante alianțe militare, Alianța Nord-Atlantică. Toate acestea sunt urmarea unei conjuncturi geopolitice favorabile, dar mai mult de atât se datorează românilor, care, cu toate că au traversat un nou război mondial, ororile unui regim totalitar și o revoluție eliberatoare, nu au renunțat la ideea de libertate. Toți suntem datori să păstrăm vie memoria celor care ne-au adus aici, celor care prin efortul sau chiar sacrificiul lor ne-au făcut să contăm între națiuni. În același timp, sacrificiul și efortul nostru în aceste timpuri înseamnă să fim buni cetățeni, să putem privi cu încredere și mândrie rezultatele și urmările faptelor și acțiunilor noastre, ale celor care ne reprezintă sau a celor pe care îi reprezentăm.
Arma timpurilor pe care le trăim este cunoașterea, iar cunoașterea vine din educație. România oferă șanse la educație tuturor, învățământul este universal și gratuit. Transformarea șanselor într-un parcurs de succes pentru o viață normală este opțiune individuală, dar cu impact în societate. Societatea noastră modernă actuală stabilește idealuri, direcții, oportunități, dar și cadrul legal de exprimare a acestora și le dă cetățenilor posibilitatea unei înșiruiri de decizii, de alegeri individuale. Un fundament solid, bazat pe o bună educație, va face posibile alegerile cele mai potrivite. Pentru mine, am ales. Pentru copiii mei, sper să reușesc să decid cel mai bine, iar în carieră încerc să informez, să mediez, să aplic legea în litera și spiritul ei. Îmi doresc ca toți românii să poată să contribuie, în respect pentru ceilalți și pentru lege, la progresul României. Pentru că noi suntem România. La mulți ani tuturor românilor. Vă mulțumesc! Distinși reprezentanții autorităților publice, județene și locale, stimați participanți, în continuare se vor depune coroane, jerbe și buchete de flori. Se depune o coroană de flori din partea Parlamentului României. Thank you.
doamnelor și domnilor, festivitatea dedicată Zilei Naționale a României s-a încheiat. În continuare, persoanele participante pot depune coroane și jerbe de flori. Vă mulțumim pentru participare! Coloana infinitului din noi, românii, nu trebuie să se frângă niciodată. Unirea face puterea și ne-a costă nemurirea noastră. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni! În bucata medie țară șădi un om pe prispa afară și se-ntreabă, măi române, ce-ai lucrat cu ei rămâne. Tu, române, om rămâi, cinstea ție căpătâi, că nu lasă Dumnezeu omul bun când-i la când îi
la greu. Același pământ călcăm și aceeași chită mâncăm. Audio Jungle.